La experiment au participat 16 gândaci de bucătărie. Ținând cont de faptul că aceștia preferă spațiile întunecate, savanții i-au plasat într-o cutie bine luminată, în centrul căreia se aflau două adăposturi improvizate. Are a simple animal, but they can reach a complex decision with little information, with little interactions, only knowing if I have a partner here or not. Only with this information, they can make complex decisions. Insectele s-au comportat diferit. Unele s-au refugiat imediat la întuneric, în timp ce altele au ales să exploreze spațiul. Cu toate acestea, în scurt timp, toți gândacii s-au împărțit în două grupuri și s-au ascuns de lumină. Savanții au ajuns la concluzia că unii dintre gândacii de bucătărie sunt mai îndrăzneți, alții mai precauți, dar toți posedă un spirit de echipă bine dezvoltat. Oamenii de știință consideră că acesta ar putea fi principalul motiv pentru care specia dată este printre cele mai vechi din lume.